Hei prieteni, am primit de la Traian un nou subiect. El este curios de ceva timp de cum funcționează o hidrocentrală și cum transformă aceasta apa în curent electric care mai apoi ajunge la noi acasă. Hai cu mine în acest episod să descoperim împreună răspunsul la această curiozitate. Ești pregătit? Așa că hai să zburăm până la munte! Hidroenergia a fost folosită încă din timpuri străvechi pentru a măcina, făina, a pompa apa sau pentru a iriga terenurile agricole. Prima schemă a unei hidrocentrale a fost dezvoltată în 1878 de către William George Armstrong, un inginer din Anglia. Astăzi, hidroenergia este cea mai răspândită formă de energie regenerabilă din lume, însă reprezintă doar 16% din producția globală de energie electrică. Lipsa surselor de apă accesibile este una din principalele motive pentru care hidrocentralele rămân în urma alternativelor, cum ar fi combustibilii fosili sau energia nucleară. China este cel mai mare producător de hidroelectricitate. Paraguay produce 100% din energia electrică de care are nevoie prin hidrocentrale. O hidrocentrală este o centrală care produce electricitate printr-un baraj de acumulare a apei pe cursul unui râu, unde poate exista eventual și o cascadă. Se realizează acumularea unei energii prin rotirea turbinelor hidrocentralei. Această mișcare de rotație va fi transmisă mai departe printr-un angrenaj de roți dințate generatorului de curent electric, care va transforma energia mecanică a apei în energie electrică. Puterea unei hidrocentrale este determinată de debitul de apă, de diferența de nivel, plus multe alte caracteristici foarte complexe. Hidrocentralele moderne au un randament ridicat de până la 90%. Acum, hai să-ți prezint cele mai mari hidrocentrale de la noi din țară. Hidrocentrala Porțile de Fier 1 este cea mai mare hidrocentrală de pe fluviul Dunărea și una din cele mai mari din Europa. În aval se află a doua cea mai mare hidrocentrală, tot de pe fluviul Dunărea, hidrocentrala Porțile de Fier 2. Amândouă sunt construite de România în parteneriat cu Serbia. 2. Barajul Vidraru este un lac de acumulare creat în anul 1965 în județul Argeș, pe râul Argeș, pentru producția de energie electrică. Este un baraj spectaculos pe care trebuie neapărat să-l vizitezi. 3. Barajul de pe lacul Stânca Costești, care este o zonă protejată, situată în nordul Moldovei, pe teritoriul județului Botoșani. Este totodată una dintre cele mai mari acumulări de apă din România, al doilea ca mărime după lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1. 4. Barajul Bicaz. S-a spus de multe ori că Bicazul a fost școala hidroenergeticii românești. A fost cu siguranță realizarea inginerească de cea mai mare anvergură de până atunci în România. A fost locul unde s-a dat dovadă de hotărâre și responsabilitate. Știai că cea mai veche hidrocentrală de pe teritoriul actual al României a fost dată în funcțiune în anul 1896 la Sadu pentru a asigura necesitatea de curent electric pentru orașul Sibiu și Cișnădie? Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Little Edu și ca de fiecare dată am zburat. Ne revedem data viitoare și nu uita de un like, share și subscribe.